Avem scopul, suntem... Și ați început deja activitatea să le luați oamenilor declarații. Da, da. În comuna Bălăcița din Mehedinți, poștașul a strâns deja cererile și datele de la aproximativ 100 de localnici cu venituri mici. Sunt doar jumătate din cei care au dreptul la cardurile sociale, pe baza cărora își vor putea deconta o parte din cheltuielile pentru încălzire. Experiența poștașului este esențială pentru identificarea beneficiarilor. Doar el știe unde locuiește fiecare, în condițiile în care mulți figurează cu aceeași adresă în buletin. De 30 de ani lucrez aici și cunosc pe fiecare... ca pe tata nostru, cum să zice. Singura situație cu care putem să ajutăm agenții poștali este registrul agricol. Ca și numere de casă există, avem, făcute cred că după anul 2011 sunt definitivate, nu avem nume de străzi. Suntem în lucru. Deși mulți localnici admit că nu au toate informațiile, spun că demersul este binevenit. Am auzit la televizor că mă-i privesc. Zbune, pentru noi care, uite, ce fac cu 1.500.000? Ce să faci cu aia? Deci le așteptați. Da, ca pe Dumnezeu. Orice este bun ce ne dau. Numai să ne dea ceva. Problema multor localnici este că nu-și vor putea deconta cheltuielile pentru lemnele de foc, deoarece nu au bonuri fiscale. V-au dat factură pentru lemne? Asta vă întreb, le mai aveți? Nu. Nu. Vin mașinile la poartă, dai banii. Fără bon, fără mai bon. Ce cere ai, dai? De unde, cine îți dă bon pe lemne aici? Aici totul ți-a venit la negru. Eu anul ăsta m-ai tăiat de la mine, că m-au primit și bonul scat. Cardurile de energie vor ajunge la beneficiari luna viitoare, iar plățile se fac din martie. Fiecare va primi câte 700 de lei în două tranșe, cu care își va putea acoperi facturile la energie electrică, lemne, gaze, butelie, energie termică în sistem centralizat, păcură, peleți sau alte materiale de încălzire. Ajutorul se acordă persoanelor cu venituri sub 2000 de lei.